Capitolul 4. Șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, Vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Numai fă să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Proslăvirea Sionului în vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi Sfânt. Oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdăriile ficelor Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu duhul nimicirii, Domnul va așeza, peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare, un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată Slava va fi un adăpost, o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii.